În această dupămează o să vă citesc câteva versete din Luca, capitolul 15, de la versetul 11. O să citesc o pildă, o povestioară pe care Domnul nostru Iisus Hristos a lăsat-o scrisă în Sfânta Scriptură cu mii de ani în urmă. Luca, capitolul 15, de la versetul 11, cuvânt al Domnului. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din el a zis tatălui său, Tată, dă partea de avere care mi se cuvine și tatăl i a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea, care l-a trimis pe ogarele lui să-i păzească porcii. și ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis: Câți argați ai tatălui meu, beșuc de pâine, iar eu mor de foame aici? Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fămă, ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat și a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul a zis: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să fiu chemat fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngreșat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească Amin, vă invit cu respect să ocupați locurile. Dați-mi voie să vă salut și să rostesc și eu peste dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. M-am gândit, m-am rugat la ce o să vă predic în această seară și, în momentul în care veneam spre dumneavoastră, mi-am adus aminte de o experiență pe care am petrecut-o cu ceva timp în urmă. O tabără de tineret, la un moment dat am voie să vă spun și mărturile pe care o să vi le spun astăzi, am permisiunea din partea cărora le-am, sau care, cei care le-au experimentat, mi-au permis să vă relatez aceste experiențe. O venit la mine o tânără de 27 de ani și eu zis, Bogdan, toată tabăra asta e predicată de dragostea lui Dumnezeu. De când am venit în tabără, din prima zi, tot ai vorbit despre un Dumnezeu al dragostei. O să știi ce mă deranjează? Mă deranjează că tinerii ăștia care au organizat tabăra, au scris acolo sus, Dumnezeu este dragoste. O zis, tu crezi asta? O zis, da. Și o zis, bun, uite, dacă tu crezi asta, te rog, explică un lucru. Vreau, vreau în seara asta să stăm ca doi oameni, să, să apelăm la logică, să apelăm la mințile noastre. Amândoi suntem doi oameni, citați, spunea fata asta. Te rog, explică ceva. Și-o zis eu am anii pe care i-am acum, dar vreau să spun ceva, la 12 ani, mama mea mă lua de mână și mă ducea la bunicii mei. Și la bunicii mei, mama mea avea un frate acolo care nu avea nicio treabă cu Dumnezeu, nu avea nicio treabă cu realitatea. Era un om care era mânat de băutură. Și unchiul meu spunea fata asta, de la vârsta de 12 ani până la 16 ani, în toate verile în care mama mă ducea pe mine acolo, în orașul respectiv, în satul respectiv, mă lua de mână și spunea în felul următor, vină cu mine. Și-a zis, Bogdan, omul acesta mi-a stricat copilăria. Și-a zis, o omul acesta de la 12 ani m-a bat jocorit în fiecare vară. A început să plângă și a zis, Bogdan, spune-mi, te rog frumos, ăsta e Dumnezeu pe care tu îl predici? Te rog frumos să-mi spui unde-i vina mea, au zis. Te rog frumos să-mi explici că eu nu înțeleg. Am avut 12 ani, spune cu ce am greșit înaintea unui Dumnezeu despre care tu predici că e dragoste. spune te rog frumos, unde-i vina mea? Și m-am uitat la ea și am zis, te rog frumos, lasă-mă să-ți prezint dragostea lui Dumnezeu. Oameni buni, în seara asta vreau să vă vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu. Vreau să vă arăt un fiu, vreau să vă arăt un tată, vreau să vă arăt o dragoste a lui Dumnezeu care e revărsată peste fiecare dintre noi. Una dintre problemele noastre, știți care e? Că nu știm să vedem dragostea lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă dau încă un exemplu practic ca să înțelegeți. L-am citit și așa de mult mi-a plăcut. Am citit despre Moody și majoritatea dintre voi ați auzit. Și Moody, la un moment dat, a venit să predice Evanghelia în Anglia. Și niște preoți anglicani s-au luat de Moody și au zis, domnul Moody, era undeva într-o încăpere. O zis, vă rog frumos să-mi explicați de ce când predicați dumneavoastră Evanghelia se întâmplă ceva deosebit, din momentul în care noi predicăm Evanghelia nu se întâmplă același lucru. Zis, domnul Moody, s-a uitat unul dintre preoții anglicani și au zis, aș vrea să spun, uite-te, noi avem școală de teologie. Noi toți am terminat facultatea de teologie și nu numai că am terminat facultatea, au zis. O zis, noi nici măcar nu ne bărbâim, noi nici nu avem probleme cu dicția. Tu vezi ce corect vorbim. Tu n-ai nici școală de teologie și nici măcar nu poți să formulezi câteodată așa o propoziție de la cap la coadă, că te mai, te mai stâlcești în cuvinte. Și modi s-a uitat la ei și a zis, dați voie să vă arăt ceva. O zis, vă rog frumos să veniți și să vă uitați pe geamul ăsta și să-mi spuneți ce vedeți. Și am citit eu că a venit primul preot anglican, s-a uitat pe geam, era un parc în spate, eu zis, văd un parc, copii, nu mai știu ce au zis, topogane. Și s-a uitat Moody, la al doilea preot anglican și a zis, vă rog frumos, nu veniți și dumneavoastră. Și-o venit și al doilea și și-o dat seama că e ceva. Și-o zis, măi, văd topogane, văd copii, văd mămici cu copii de mână, văd și niște pomi. Și-o zis, modi la al treilea preot anglican, vă rog, veniți și dumneavoastră. Și-o venit și al treilea și s-a uitat acolo peste geam și-o zis, domnul Mudi, eu văd copii, eu văd topogane, eu văd niște oameni care se plimbă, eu văd niște bănci, domnul Mudi, eu văd și cerul și norii. Și când s-a întors, Mudi plângea. și a zis, știți ce văd eu când mă uit pe geamul ăsta? Văd niște oameni care merg spre iad. Și din pricina asta predic în felul ăsta din pricina asta vorbesc cu atâta pasiune în predicile mele au zis modi, din pricina asta Dumnezeu însoțește cuvântul meu cu semne și minuni pentru că oameni buni, în seara asta vreau să vă arăt dragostea lui Dumnezeu, dar aș vrea să vă spun ceva de la început, e foarte important cum, ne, cum privim dragostea asta lui Dumnezeu, pentru că majoritatea dintre noi, ascultați-mă cu atenție, în seara asta ne-am lăsat, dacă vreți așa pe mâna diavolului, ca diavolul să ne pună niște ochelari și să dăm vina pe Dumnezeu pentru toate lucrurile le grele. Câți oameni n auzit în fiecare zi vorbind și spunându se așa, dar dacă Dumnezeu e bun, de ce cancer? Dar dacă Dumnezeu e bun, de ce război în Ucraina? De ce mor atâția copii? De ce sunt atâtea probleme în lumea asta? De ce copii bolnavi de leucemie? De ce mor copii de 3, de 4 ani dacă noi avem un Dumnezeu bun? Știți ce vreau să vă spun în seara asta? Numai diavolul face pe om să vadă în felul acesta. Pentru că, scumpii mei, din cauza păcatului care există în lume, din cauza mărșevilor pe care diavolul le face peste pământul acesta, pentru că are putere și stăpânire peste el, se întâmplă lucrurile pentru război, devină diavolul. Pentru că în momentul în care doi oameni se atâță, ascultați-mă, doi oameni se ceartă, nu Dumnezeu îi mână acolo. Dar știți ce a făcut diavolul? O luat ochelarii și ne-a pus ochelarii și a zis Dați vina pe Dumnezeu Dați vina pe Dumnezeu pentru bol Dați vina pe Dumnezeu pentru calamități Dați vina pe Dumnezeu pentru toate lucrurile astea rele Și de fapt ele pot fi doar consecințe ale păcatului Sau acțiunea diavolului. În seara asta am o rugăminte la Dumnezeu Eu nu vă pot convinge pe niciunul dintre dumneavoastră Eu nu vă pot face să credeți ce spun eu eu sunt un simplu martor în seara asta care vă spun ce citesc, ce trăiesc, ce știu și ce experiență am cu Dumnezeu. Singurul care vă poate convinge e Duh Sfânt al lui Dumnezeu. Și mă rog în seara asta, seara asta să fie cu folos și Duh Sfânt al lui Dumnezeu să ne conștientizeze că suntem păcătoși și avem nevoie de dragostea lui Dumnezeu. Oamenii se întreabă. A fost săptămânile trecute în Ucraina, vă spun, a fost una dintre, dintre cele mai grele experiențe pe care eu le-am avut. Am întrebat-o pe fată de 16 ani, am zis, cum mi să fi cea mai mare? Erau, erau șase copii, ea era a șaptea. Și am zis, cum mi să fi cea mai mare în familie? Avea 16 ani. Și a început să plângă și a zis, frate Bogdan, rolul meu în casă, e când începe sirena să sune, să-mi iau frățiorii mai mici și să fug să dorm undeva jos, pe, în subsol, undeva pe o pătură. Aș vrea să vedeți ceva și vă citesc un verset foarte important. Versetul 20 spune Biblia în felul următor și ascultați acum, când era încă departe tatăl său și fiți atenți, La văzut. Vreau să vă vorbesc în prima parte a predicii mele despre dragostea generală a lui Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu iubește omul și puteți spune amin. Dumnezeu scrie în scriptură, Dumnezeu face să răsară soarele ăsta minunat. Se spunea că Dumnezeu ne-a dat viață, ne-am trezit din pat, oameni buni, am mers pe picioarele noastre, avem minte, putem judeca, putem să mergem, să muncim, putem să agonisim bani, ne am construit case, ne-am cumpărat mașini și toate acestea au fost cu ajutorul lui Dumnezeu. De ce? Dumnezeu iubește omul, slăvit să fie Domnul! Spune Biblia, pe când era el încă departe, Dumnezeu l-a văzut atunci când spui în inima ta, dar pe mine mă vede cineva, dai pasă cuiva de mine, ascultă-mă, oricât ești de departe, dragostea lui Dumnezeu te vede și te caută în seara asta. Oricine ești, mai mic, mai mare, mai tânăr, mai bătrân, Dumnezeu din depărtare se uită, te vede și Biblia spune că te iubește. Vedeți? Una dintre marile probleme a generației noastre pe care eu le văd e că omul nu se mai simte iubit. Frate Bogdan, am nevoie de dragoste. Am pus pe pat, între 400 de tineri într-o tabără de tineret în săptămâna asta. L-am întrebat pe frate, cât sunteți aici? O zis, sunt și 400, nu știu, or mai veni mai mulți. I-am pus să ridice mâna pe tinerii care nu se simt iubiți de părinții lor. Știți cât au ridicat? 99,9% au fost cu mâinile pe sus. A zis, Doamne ferește! Pentru că omul nu se mai simte iubit. Pentru că omul nu se simte apreciat, pentru că omul a fost creat ca să, ca să primească iubire și nu mai primim. Trăim într-o lume aglomerată, trăim într-o lume în care ne facem așa de puțin timp unii de alții, uităm să ne sunăm, ne căutăm numai când avem probleme și ne gândim de multe ori. Oameni, buni, eu m-am gândit. Sau câteodată și mă uit, vă spun, am avut momente în viața mea când am luat telefonul, am 4000 de numere de aproximativ de, tele, de telefon, de contact în telefonul meu. Și au fost momente în viața mea când am simțit o singurătate de parcă n-am simțit-o niciodată și am zis, unde e Dumnezeu acum? Vă spun eu, Dumnezeu privește la noi de departe slavă și glorie în numele Lui Său. Dar nu numai că te vede, nu numai că te iubește, Biblia mai spune ceva ce vreau să spun în seara asta, zice că l-a văzut de departe și ascultați acum, i s-a făcut milă de el. Frate Bogdan, dar unde vezi tu mila lui Dumnezeu? Că noi trăim parcă numai în durere. Știu. Azi dimineață veneam de la Oradea și am primit un telefon de la cineva de la Iași, și am cerut voie. Sus omule, mai fascinat ce poți să-mi spui. O zis, frate Bogdan, urlu și zbier pe holul spitalului din Iași. Pruncul meu de trei ani, leucemie. așteapt să moară. O zis, ne nevasta mai are un pic și o duc la spitalul de psiatrie. O zis, noi nu suntem credincioși, te urmărim pe rețelele de socializare, dar vreau să te întreb ceva. Oare lui Dumnezeu îi pasă de noi? Și am spus, omule, ascultă-mă bine. Cum este milă lui Dumnezeu de om, nu este nimănui. Noi ca și oameni, hai să fim sinceri, oameni buni, vă spun un lucru. Nu e așa că noi ne uităm și ne raportăm unii la alții în funcție de cine suntem? Cu ce mașină umbli? Câți bani are taică și maică ta? Cine ești? Și te bagă omul în seamă în funcție de cine ești, în funcție de bani, în funcție de, de câte avere ai, în funcție de cine e mama și tata, ce școală ai. Și noi ne uităm unii la alții și, și, și ne raportăm unii la alții în funcție de cine suntem. Vreau să vă spun ceva în seara asta. Oameni bun, cu toată responsabilitatea, singurul care este milă cu adevărat, are un singur nume în seara asta și numele lui este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu în seara asta are milă de tine. Vreau să înțelegi că există o milă generală pe care Dumnezeu o revarsă peste omenire și dați-mi voie să rostesc încă o dată, slăvi să fie Domnul pentru asta. Vedeți? Dați-mi voie, uite, mă gândesc acum, eu sunt omul mai practică așa, am predicile mele. Dați-mi voie să împărtășesc o experiență care nu mă avantajează. Dar am greșit și eu. Că m-am uitat și eu cu ochii ăștia și m-am raportat și am zis, bă, cine -i? Ai. Și am zis să trăiți, am ridicat. Și-a venit altcineva și, zis, și, zis, ei, cineva și am zis, cine și au zis, păi, e cineva neînsemnat. Și am dat nimeni, zis, nu, lasă-mă, că să-și facă alții timp. Eram la o evanghelizare undeva la un cort. Și cum stați dumneavoastră undeva așa în primele bănci, era o femeie de 30 de ani care, care nu m-a se mișca, toată predica mea s-a foit. Acum, cei care mai vorbiți din cuvânt, știți ce greu e să te concentrezi când e gălăgie, când e tot felul de, de chestii în jur care îți distrag atenția. Trebuie, ai tu firul un cap, trebuie să te concentrezi acolo. Nu? Trebuie să fii atent la ceea ce spui. Și mă gândeam la femeia, zic, bă, am văzut-o că nu-i credință Mă Zic, mă, dar cine o pus, o mă gândeam în mintea mea, să vină și asta la evangelizare, dacă nu poate sta 40 de minute liniștit. Așa m-am gândit eu. S-a terminat predica, oameni buni, ascultați-mă și m-am pus aici, m-am dus în spate cu fratele păstor, cânta grupul, o cântare și până să plecăm de pe scenă, a venit femeia la mine. Și a zis, domnul Bogdan, vreau să vorbesc ceva cu tine, mă îmi poți acorda două minute? Și am zis în mintea mea, ex felul următor, am zis, zi, ca pe după aia zic eu. Și-o zis, frate Bogdan, eu sunt de aici, din comuna în care ați predicat Evanghelia. Am 30 de ani, am doi copii și sunt căsătorită cu cel mai rău om din sat. O zis, frate Bogdan, de trei luni de zile vin la biserică, puteți întreba slujitorii bisericii din loc. Numai că soțul meu are un tribut pe care îl cere în momentul în care eu îi cer să mă lase să merg la biserică. De fiecare dată când vin la biserică, zicea așa, soțul meu mă bate. O zis ca să vin astăzi la evangelizare, când au zis că merg la evangelizare, au pus mâna pe un lemn care era la sobă și atât am bătut. o zis frate Bogdan și o deschea mâna și o zis toată zvânătă. O zis vreau un singur lucru, nu-ți cer nimic, te rog fă cu mine o rugăciune să nu-mi pierd credința. Eu m-am îndrăgostit de Dumnezeu. Eu am simțit dragostea lui Dumnezeu și vreau să merg mai departe. Te rog, fă o rugăciune cu mine. Oameni buni, am lăsat capul în jos și am zis, Bogdane, cum poți gândi în felul ăsta? Pentru că ne raportăm unii la alții în funcție de cine suntem. Nu-i așa, oameni buni? În seara asta ascultați-mă ce vă spun Cel care are cu adevărat milă de noi Este unul singur Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu În seara asta vreau să înțelegi Că există o milă generală Pe care Dumnezeu vrea să o reverse Peste toți oamenii Dar acum să pun eu o întrebare Bine Bogdan, dar dacă Dumnezeu revarsă milă un, cum, cum se vede mila lui Dumnezeu? Dar arată-mi eu practic mila lui Dumnezeu Tu vorbești de dragostea lui Dumnezeu Vorbești de mila lui Dumnezeu Cum? Dați-mi voie să vă citesc versetul mai departe. E fascinant versetul acesta. L-a văzut, i s-a făcut milă de el. Și pentru că Dumnezeu are milă de el, spune Biblia așa, a alergat și a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Dar frate Bogdan, dar cum a alergat Dumnezeu la noi? Dar cum poți să ne spui în seara asta că Dumnezeu a alergat? Da, oameni buni, vreau să vă spun un verset pe care noi îl predicăm de fiecare dată la evangelizare. Vreau să vă spun un verset pe care noi îl numim versetul de aur și Biblia vine și spune în felul următor, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Știi cum arată Dumnezeu mila lui? Prin faptul că într-o zi o din cerul lui, o coborât din cerul lui pentru mine și pentru tine. Într-o zi, oameni buni, o stat Dumnezeu târnat cu brațele despicate pe crucea de la Golgota pentru că Dumnezeu a alergat spre omenire. Gândiți-vă la ceea ce vă spun. Dumnezeu în cerul lui are tot ce-i trebuie. Gândiți-vă, vă rog frumos, care are îngeri, care cântă, dați-mi voie să-mi permit în seara asta să vă spun ceva. Nu cred că există cineva care cântă mai frumos decât îngerii, miliardele de îngeri pe care Dumnezeu le are. Nu cred asta, oricine ce-ar zice. Are bătrâni care se închină non-stop înaintea lui, spune Biblia, își aruncă coroanele înaintea lui, are făpturi vii care strigă în felul următor, oameni buni, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul! Noi nu facem asta. Nici tu, nici eu. Noi nu facem asta. Știi ce vreau să spun? Deși are Dumnezeu tot ce vrea în cerul lui, oameni buni, o ales să coboare jos. De ce? Pentru că prin asta dovedește că au avut milă de mine și de tine și de lumea întreagă. Dar vă spun unde e problema. Gândiți-vă, vă rog frumos, la omul acesta, la pruncul ăsta. Gândiți-vă la el. Acum știți ce putea să zică pruncul ăsta? Tată, dar mie nu-mi convine cum mai ai luat în brațe. Dar mie nu-mi convine. Eu sunt bărbat în toată regulă. Ce te-a să mă săruzi mult? Dar de ce, de ce a alergat tu și mai prins așa? Dar nu puteai numai să mă strigi. Dar uite, ne facem de rușine. Dar, dar nu ne convine. Putea să zică omul ăsta așa. Putea să zică tânărul ăsta. Putea să zică. Știți care e problema generației noastre? Știți care e problema oamenilor care nu vor să vadă dragostea lui Dumnezeu? Că îi pun condiții lui Dumnezeu, cum Dumnezeu să lucreze, cum Dumnezeu să iubească, cum Dumnezeu să facă lucrurile. Oameni buni, Dumnezeu are o lege, Dumnezeu are regulile lui, Dumnezeu are dreptatea lui, ascultați-mă ce vă spun în seara asta, peste care nu calcă, el a făcut totul perfect. Și dacă vrei să goși din dragostea lui, trebuie să te aliniezi la legile lui. Legile lui sunt perfecte. Vă pun o întrebare, că acum aici sunteți oameni care încă mai știți câte una alta despre Evanghelie. Spune Biblia că Dumnezeu iubește omul și iubește lumea. Vă întreb ceva, dacă Dumnezeu iubește lumea, dacă Dumnezeu iubește, așa zice Biblia, fiindcă atât de mult Dumnezeu a iubit lumea. Dacă Dumnezeu iubește omul, vă întreb ceva. Omul care nu va crede în Isus Hristos ca Domn și Mântuitor, Dumnezeu de dragul Lui, de dragostea care îl poartă, îl va băga în cer îl va duce în cer. Spuneți voi, vă rog. Nu. De ce? Că Dumnezeu nu e doar dragoste, e și dreptate. Și nu va călca Dumnezeu peste dreptatea lui din pricina dragostei. Oameni buni, ascultați-mă, una dintre cele mai mari probleme ale oamenilor care nu vor să se întâlnească cu Hristos e pentru că nu-i convine felul în care Dumnezeu a lucrat. Gândiți-vă, vă rog, în Marcu, capitolul 17, într-o zi se duce un tânăr la Hristos. Și spune, Doamne, eu sunt un om religios, eu cred în Tine, eu respect poruncile, eu am nevoie de Tine, eu merg la templu, eu duc jerfe, eu sunt un om, nu știu, maică, mi-a taică, mi-a din neam în neam. Ce trebuie să fac să intru în bărăția cerului? Păi respectă poruncile, păi eu le respect, au zis. Păi să zic, dar vreau să fiu desăvârșit. Și Dumnezeu, fără să-L menajeze, Dați voie să vă spun ce aș fi făcut eu. Eu aș fi zis, hai mă, hai cu mine, zic, hai mă, că las, te pocăiești tu pe drum, vezi hai că e bine, hai că acolo, că e bun să fii la număr, hai cu mine, aș fi zis eu, poate. O zis, domnul, ăstea regulile, vrei să le respecti, intri în împărăția celui, nu vrei. Vreau să înțelegeți în seara asta că dragostea lui Dumnezeu are reguli. Dragostea lui Dumnezeu nu seamănă cu dragostea noastră. Gândiți-vă la un lucru, eu am lucrat undeva la o companie de-asta foarte renumită în România, să tăci artea cu status, să tăci judecă. Și aveam undeva la un moment dat, trebuia să ajut o colegă de serviciu să se mute, dar colega aia era mult peste mine ca și funcție și când să se mute... Mi era mai mulți colegi, nu? fiecare o lua ce-o putut de acolo, am zis, mai că te ajutăm, că și așa nu are cine să te ajute. Eu când am ajuns, era așa o ladă mare, numai cu whisky, cu băut, tot felul de băuturi. Și Bogdan zice, zice du-te rog tu aia. Și eu mă și zic, da Aia mai întreb eu. Mă duc să scot eu lada asta cu băuturi, mă vadă pe mine frații mei, cum merg eu, care o lada cu toate băuturile. Mai ales că era colecționar, umbla în fiecare vacanță, de unde venea, își lua câte o sticlă de nu știu ce. Și eu îi spun, zic, mă, nu te supăra, eu nu le car. Nu. Tu știi? Știi ce mi-a zis? O zis, dacă nu le car, n-ai dragoste. Ce pocăitiști tu fără dragoste? Zice, arată că iubești prin faptul că mă ajuți. Vă păi zic, dă că car altceva, scar câinele, scar ce vrei tu de pagină. Nu car astea. Pentru că oamenii au înțeles dragostea lui Dumnezeu. Fiți atenți, scumpii mei, așa cum o văd ei. În seara asta am venit să vă spun că Dumnezeu, în dragostea lui, are legile lui, are regulile lui și el nu calcă peste dreptatea lui. Dați-mi voie să spun pentru asta, slăviți să fie Dumnezeu. Că știe Dumnezeu cum să facă toate lucrurile, știe Dumnezeu cum să le pună, știe Dumnezeu cum să le organizeze, pentru că El este Dumnezeu slăvit să fie Domnul. Acum, dragii mei, v-am arătat dragostea lui Dumnezeu generală. Există un verset cheie între dragostea lui Dumnezeu generală, mi-am intitulat eu mesajul din seara asta, și dragostea lui Dumnezeu personală. Există un verset cheie. Vreau să vă citesc versetul 21 și o să vedeți. Asta e rugăciunea pe care unii dintre noi va trebui să o facem în seara asta. Pentru că, oameni buni, de la dragostea generală, la dragostea personală, există o rugăciune pe care Dumnezeu o așteaptă să o faci. Există o rugăciune pe care Dumnezeu vrea în seara asta împreună cu mine să o facem. Și uitați-vă ce zice Biblia. Fiul a zis, s-a uitat fiul și o zis tată am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să fiu chemat fiul, său, fiul tău. Rugăciunea asta, oameni buni, îl face pe Dumnezeu să schimbe macazul. Dați-mi voie să mă exprim așa. Rugăciunea asta îl face pe Dumnezeu să se uite cu alți ochi la tine. Rugăciunea asta îl face pe Dumnezeu să te iei din gloata aia mare generală și să te bage, dacă vreți, în staul lui, să te bage în casa lui. Oameni buni, eu am o afecțiune așa, am o milă aparte, mi-este milă foarte mult de copiii care suferă. Vă spun sincer, când văd copii că suferă, nu pot. Dacă trebuie să merg ca păstor să mă rog pentru un copil care are cancer, atât de greu mi-e, mi este milă de nu mai pot de ei. așa e felul meu de a fi. Mi-e milă de toți copiii, dar vă spun ceva, cel mai tare, știți de care mi-e milă? De-a mei, de-a mei. Așa e, exact așa e și cu Dumnezeu. Dumnezeu are o dragoste generală pentru toți. Dumnezeu te vede, Dumnezeu îți vede problemele, îți vede frământările, îți vede necazul, Dumnezeu e acolo, oameni buni, Dumnezeu, lui Dumnezeu nu-i place când treci prin problemele care treci, prin apăsările alea sufletești, prin momentele alea grele când nu mai știi ce să faci, prin problemele alea în care sufletul tău se zbate. Dumnezeu are milă de momentele alea prin care tu treci. Dumnezeu a găsit soluția, Dumnezeu aleargă spre tine, o alergată cu 2000 de ani la cruce, ascultă-mă, o rezolvat toate problemele astea, dar ce te ține departe pe tine de dragostea personală a lui Dumnezeu? E o singură rugăciune! E un moment pe care trebuie să-l ai în viața ta și trebuie să-l am în viața mea, în care să mă uit la cer și să spun, Tată, am greșit, am nevoie. Dar de ce nu intră Dumnezeu în casa ta, în viața ta? De ce nu bate Dumnezeu? De ce nu de dă Dumnezeu așa cu cotul în ușă și intră? De ce? Pentru că Dumnezeu te-o crea cu liberul arbitru. Dumnezeu ar fi putut să creeze niște roboți. Ar fi putut Dumnezeu să creeze niște oameni care să bognească din cerul lui, să zică acum vă ridicați, acum sta jos, acum mergeți la Arad, acum veniți la Vladimirescu, acum, acum toată lumea la mașini, plecăm acasă. Ar fi putut Dumnezeu să facă asta. Știți în ce se mai vede dragostea lui Dumnezeu? te o crea cu liber arbitru. Și în seara asta ascultă-mă orice vei alege. Nu o să te trăznească niciun vulger când mergi către casă. Nu o să se întâmple absolut nimic. Ascultă-mă ce spun. Că Dumnezeu nu e Dumnezeu care, care, care vrea să se răzbune. E un Dumnezeu care te caută și te strigă. Oameni buni, după amează asta, dragostea lui Dumnezeu te caută și îți spune o întrebare. Nu vreți să facem în seara asta o rugăciune toți pe care să ne uităm la cer și să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, am păcătuit, avem nevoie de tine. Dați-mi voie să vă arăt ce schimbă rugăciunea asta. Dați-mi voie să, să vedeți ce schimbă rugăciunea asta. Acum, vorbesc pentru generația mea, da? Gândiți-vă așa, generația dinainte, dintre 80, 84 și mai, 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 mare de 80. Știți cum era la noi, nu? Făceam câte o, Acum nu mai e așa, s-au schimbat lucrurile. Dar făceai câte o prostie și veneai acasă. Și îmi se uita mama la mine și zicea, nu, no, ai ceva de zis, îmi pare rău. Bun, zice, am vrut să te bat și să te pedepsesc, dar nu te mai pedepsesc, numai te bat, zicea Ducureau. Știți cum era? O, o, minciună recunoscută pe recunoscută era pe jumătate, spuneam noi, iertată. Mă duceam acasă câteodată că făceam prostii și mă ruc, nu eram credincios, că m-am bucurat la 24 de ani, nici amen nu era credincios, dar mă rugam, Doamne, din număr bate mama. Știți că noi, generația noastră, am luat-o. Și am luat-o bine, majoritatea dintre noi. Eu cred că de-aia au ieșit așa oameni deștepți și așa inteligenți. Că cum au fost părinții noștri, cum o știut ei, cum au dat pe noi, dar uitați că ne-au trimis la școli și a Domnului pentru generația noastră. Așa au fost atunci, acum nu mai poți. Acum e gata. Acum mai poți să spui nimic la copil, acum așa e de greu parcă să le duci. Vă spun ceva. Am ajuns la o concluzie. E greu să educi copiii în generația noastră, dar vă cred ceva. Că mâna a lui Dumnezeu, dacă ne facem partea înaintea lui, poate să fie cu copiii noștri și pentru asta spun să să fie Domn. Dragii mei, așa e la oameni. Mă așteptam să zic că tatăl ăsta, ai venit? Ai venit acasă? Bine că ai venit. Câți bani ți-au mai rămas din banii cu care ai plecat? S-ar fi uitat la tânărul ăla și ar fi spus, bă, tu ai plecat cu cu, 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 500 de mii de dolari, ai pleca. plecat. Bă, jumătate din averea mea, mama, am avut un milion de dolari, umi... zice Biblia că le-a împărțit averea, citiți cu atenție textul. Zice, i-am dat jumătate la frate, tu nu știu ce-o făcut, pa' paci că s-a dus cu ei la ogor, zice, că da, ți-am dat și ție. unde -ți, mă? Di, bă, din 500 de mii de dolari, băi, ai venit măcar cu 1000 de euro acasă. Ce, mă, ce ai făcut cu atâția bani? Putea să zică, ai că așa. Potea. Putea să zică, băi, fii atent, nu te bat, nu te crăb cu bătaia, ca asta meri să te calcă în picioare, dar oricum, ascultă-mă ce spun, locul tău, cum a făcut David cu fiul său. locul tău zice acolo departe, doi ani să nu-ți văd fața, nu meriți, mă, nu meriți. De ce? Ai cheltuit toată averea ta, lui to. Așa am fi făcut mulți dintre noi, oameni buni, Mă fascinează ce spune următorul verset. Dați-mi voie să vă arăt cum reacționează tatăl, cum a reacționat și tatăl acesta, cum reacționează Dumnezeu. Zice, tatăl a zis robilor să-i ascultați, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Wow! Wow! Știți ce înseamnă asta? Știți ce înseamnă haină nouă? Au venit tânărul ăsta, imaginați vă vă rog frumos, cu hainele. Nu vreau să-mi imaginez cum mirosea. Credeți-mă că nu cred că au avut pe unde să facă duș. Nu știu care ați fost în Africa. Știți că în Africa nu poți să faci duș în fiecare zi, că n-ai cum, mai ales în, zonele rău famate. Știți cum e? Că pui așa să lipește pielea pe tine, să nu te mai suporți, te mâncă pielea, de nu mai știi de tine. Că n-ai făcut duș 3-4 zile. Omul ăsta, eu cred că nu a făcut o perioadă foarte lungă duș. Deci, gândiți-vă cum mirosea, gândiți-vă cum arătau hainele pe el. Banii erau terminați, oameni buni, venea de la porci. Omul ăsta nu a mai avut bani să-și cumpere tânărul ăsta, să meargă la mol, să-și mai cumpere haine. Cine îi mai dădea unui astfel de tânăr bani împrumut să-i fi spus, na mă te duci la, tai taică, tuna, na, ține că mi dai, tu, vedem noi. Cine mai avea încredere că taică va primi? Cine mai avea încredere că tai să va mai oferi cea? Oameni buni, mă fascinează ce face Dumnezeu. Se uită Dumnezeu, se uită tatăl la fiul ăsta și în loc să-l certe, în loc să-l condamne, în loc să-l întrebe ce a făcut cu banii, se uită la argați și spune, aduceți repede haina cea nouă, pentru că în seara asta vreau să vă spun în adevăr, când te întorci la Dumnezeu, când faci rugăciunea de căință, când îl dorești pe Hristos ca Domn și Mântuitor în viața ta, Dumnezeu face un lucru, îți ia haina murdară a păcatului, dă cu ea de pământ și spune haină nouă, dați-mi voie să spun pentru asta, slăviți să fie Domnul! Să să fie Domnul. Știi ceva, dragul meu? Tu nu poți să-ți dai, tu nici măcar nu poți să-ți dai hainele jos, că s-ori lipi de atâta mizerie s -a lipit de atâta păcat, s-au lipit de atâta, de atâta murdărie cât o fost pe, efectiv s lipit. Nu ți-o poți da, ai nevoie de o mână puternică, ai nevoie în seara asta de Dumnezeu, ai nevoie de un tată iubitor care să vină să-ți îndepărteze haina neagră a mizerilor, a păcatului și să-ți dea o haină albă și să fii un om binecuvântat. Ascultă-mă, ai încercat de atâtea ori să ieși, ai fost la psiholog, ai văzut, ai luat medicamente, nu s-a rezolvat problema, durerea sufletului e acolo, tulburarea sufletului e acolo, ai bani, ai mașini, ai casă, ai tot ce trebuie, poți să mergi în concediu. Știi ce nu ai? Liniște. Pentru că singurul care poate să-ți dea liniștea e unul singur, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El este singurul care poate să îndepărteze păcatul de peste sufletul tău și să-ți dea liniștea adevărată. Dați-mi voie să vă spun un lucru foarte important. Știți ce înseamnă momentul acela în care Dumnezeu îți dă haina păcatului jos și spune haina albă? Înseamnă eliberare de păcate. În seara asta am venit aici să vă spun că cel care poate să elibereze are un singur nume, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Mi-a zis cineva odată, o zis, frate Bogdan, zice, stai liniștit, zice că doar și noi ne putem scăpa de păcat. Da. Dați-mi voie să vă spun ce-o pățit colegul meu de slujire. A venit o venit într-o zi la una dintre bisericile de sector, un, un domn și o zis, bună ziua, au zis domnul pastor, zice, fumez, zice, cam două pachete de țigări pe zi, ce pot să fac? Și acum, experiența asta, el nu prea avea experiență pe vremea aia în pastorație și o zis, bă, zice, fii atent, eu zic așa, încearcă să lași câte o țigară pe săptămână. Și o lăsat asta câte o țigară pe săptămână și l-o sunat după nu știu cât timp și o zis, domnul pastor, zice, fumez o țigară pe săptămână am ajuns, zice, zice el, a uite, am reușit. Și ăsta zice, o, oh, super, zice, dar fiat, acum fumează numai marțea și joia. Și-a fumat omul nostru, marțea și joia, și după un timp l-a sunat și-a zis, domnul pastor, da, zice, scuzați-mă că vă deranjez, e vinerea da, și? Și eu am de fumat, mai țineți minte, marțea și joia, da. Și zice, ieri a fost joi, da. Păi și zice, am uitat să fumez, pot să fumez azi? Să zice, bă, nu, 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 stai un pic. Dacă ai uitat să fumezi astăzi, fumează numai marțea. Și o fumat un timp câteva luni numai marțea. Și l a sunat într-o zi și o zis domnul Pastor, zice, eu cred că mă las de tot. Și o zis, dacă fumez numai marțea, lasă-te de tot. Și s-o lăsat. Și o zis el, băi, el am reușit, bă, ce -am puterile mele. Trei luni de zile nu au avut nicio problemă. După trei luni de zile s a dus cu neamul lui undeva și o zis, băi, dar eu oricum mă pot lăsa de fumat. O zis, oricum, eu mă las de fumat, am văzut, am reușit, fumam două pachete. Ce așa crede, o zis? Zia, mă, dați-mi și mie acum, măcar la petrecerea asta, dați-mi și mie să fumez iar. Și-a început să fumeze. Știți cât fumează acum? Trei pachete pe zi. Pentru că vreau să vă spun un lucru și un amănunt extraordinar. Oameni buni, nimeni nu te poate elibera de vicii. Poți cu autocontrolul tău să ajungi până într-un punct, scapi de ceva, te bagi în altceva. Oameni buni, singurul care poate elibera omul, singurul care poate da slobozenie adevărat, are un singur nume, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să-ți dea haina albă, nimeni nu are acces la haina albă, nimeni nu poate să tragă haina albă de pe tine. Ascultă-mă ce spun în seara asta. Singur care te poate îmbrăca cu haină albă, eliberându-te de pofte, de vicii, de probleme, de necazuri, este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă dau și un exemplu pozitiv acum. Patru ani de zile am făcut cateheza la Muntele Sionului în Deva. Patru ani de zile m-am ocupat de cei care se botează. Am văzut fel și fel de oameni. Dar într-o zi am, am avut parte de, un, de o experiență mai ciudată. O intrat un tânăr de 25 de ani, Alex, a intrat în, în, biserică, am făcut cunoștință și o să am venit să mă pocăiesc. A zis, bun. Te pocuiești? Și o zis, da, da, am o problemă, fumez. Și a zis, nu-i bai, lasă, hai cu țigările la biserică, hai să te pocăiești. Și o zis, băi, Bogdan, stai un pic, că tu nu înțelegi. Eu am probleme grave cu fumat. Și a zis, băi, cred că tu nu mă înțelegi pe mine. Hai cu țigările la Dumnezeu. Și o zis, Bogdan, vreau să, lasă -mă să spun. O să știi cum am ajuns la biserică? Dintr-o parte, în alta țării, am cărat niște lucruri care, dacă m-ar fi prins poliția că lecar, aș fi făcut angre de pușcărie. Din pricina stresului pe care îl aveam în momentul în care mergeam, că trebuia să merg noaptea, fumam trei pachete de țigări pe noapte, țigară după țigară, țigară după țigară, și ziua mai fumam două. O zis, eu fumez din sfert în sfert de oră, tremor. Și o zis, într-o zi am căzut la pat bolnav două săptămâni, așa mi-a fost de ciudă, că eu îmi calculam zilele în funcție de câți bani fac. Și o zis exact în ele două săptămâni, Bogdan, s-a făcut flagrant și au prins toată filiera mea. Ata mi-a fost de frică. O zis, m-am ascuns la țară, la străbunica mea și am stat acolo și mi-am adus aminte atunci că există un Dumnezeu și mă gândeam și am zis, Doamne, dacă mă scapi, dacă nu mi se întâmplă absolut nimic, Doamne, îți promit că eu mă întorc la tine. O zis, frate Bogdan, de șase luni de zile s-o arestat pe toți, la unii le-o dat cu suspendare, care ori mai avut antecedente, Eu o la închisoare, frate Bogdan, pe mine nu mă căuta nimeni, am venit să mă împac cu Dumnezeu. Așa mi-a zis mie în față. Și o zis, eu aș vrea să vin la biserică, dar nu pot să fumez. Azi era luni, aveam lecțiile de cateză și zic, zic hai, hai marți la rugăciune. O zis, vin, dar trebuie să fumez. Și am zis, stai leștit, fii atent, dacă îți trebuie să fumez, am zis, îmi dai un cot și eu ies cu tine la poarta bisericii, fumez o țigară și intrăm înapoi. E ok așa? Hai la biserică. Să uită la mine, stai tu cu mine. O zis, vii tu cu mine să fumezi, să fumezi, zice, la poarta bisericii. Asta mă, dacă eu ți-am promis, asta fac. M-a zis un coleg de slujire, bă, Bogdan, câtă minte ai avut, bă, bă, omule, tu stai să ce ai promis la omul ăla? Dar no, gândiți-vă cum era, veneau frații la rugăciune și fratele slujitor, prezbiter, stătea cu unul și să fumeze, povesteam amândoi. Nu, no, cum e? Și ăla să tragă din pipă la poarta biserică. Bă, tu, tu te-ai te te dereglat. ce cu tine, mă, Bogdan? te ai pierdut mințile. Cum să-i promiți unui om că stai cu el la poarta bisericii? Și auziți ce mă pe ce te-ai bazat? Oameni dragi ale Dumnezeu, îmi dați voie să vă spun un adevăr din toată inima mea. Eu nu pot schimba pe nimeni. Și nu m-am bazat nici o secundă pe mine. M-am bazat pe cel pe care, care m-a schimbat pe mine și cel care poate să vă schimbe pe voi în seara asta. Mă auziți în seara asta că eu nu pot schimba pe nimeni? Și m-am uitat în ochii lui și am spus, omule bun, ascultă-mă bine, m-am bazat pe un Dumnezeu care schimbă oameni, pe un Dumnezeu care liberează, pe un Dumnezeu care face viața nouă, pe un Dumnezeu care pune mâna pe tine așa murdar cum ești, îți dă haina jos și îți dă haina albă și dați-mi voi să mai spun încă o dată pentru asta, slăvit să fie numele Domnului. Dar nu numai că haina albă, uitați-vă ce mai face, spune Biblia aici, îmbrăcați-l cu ea și apoi puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Acum dați-mi voie să, 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 vă duc așa un, un, pic cu gând. Cui să pune inel în deget? Prințului, nu? Cui pui? cine e omul care purta pe vremea să aibă inel? Da? Un, un om însemnat. Știți care e al doilea lucru pe care Dumnezeu îl face? când te face copilul lui Domnul, nu duc doar că te eliberează, ci îți dă și viață de biruință să poți trăi după legile lui. Auziți și ascultați-mă cu atenție, oamenii fug de pocăință pentru că zic, nu pot respecta cartea asta. Domnul Bogdan, dar cum, dacă toată viața mea am umblat și am jucat la jocuri, toată viața mea m-am bătut, toată viața mea am făcut asta, toată viața mea, toată viața mea, cum, cum? Frații mei, aseară eram, serveam masă la ceva fraz la Oradea. Și au venit și s pus lângă mine, când am văzut s o pus un om lângă mine, mi-am dat seama că e cineva care a avut o viață cum au avut-o. Cred că avea un cap mai înalt ca mine și eu am un 82. Atât așa era în spate, că l-am văzut un speriuță, nici nu încăpea, așa au trebuit să se... Mi-am dat seama că e cineva și o zis, frate Bogdan, o zis, vreau să spun ceva, uite-te aici la mine. Eu am bătut, zice, jumătate de radie Uite-te la mine, zice. Pe toți, o zis, unul, unul nu ridica nasul să se uite la mine. O zic, dacă când Dumnezeu schimbă oameni, uite-te la mine acum, nici zice cu piciorul într-o pisică n-aș putea să da. Și m-am mutat la el și am zis, wow, pentru că oameni buni, vreau să înțelegeți ceva, că cel care o să vă ajute să trăiesc viața de pocăință, cel care o să pună în voi dragoste de citirea Scripturii, cel care o să pună în voi dorință de a face voia lui Dumnezeu, cel care o să facă din voi schimbarea, are un singur nume, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Oameni buni, nu-i despre ce putem face noi, e despre cum poate schimba Dumnezeu un om. Viața de biruință a noastră nu e a noastră, că nu noi suntem cei care biruim, și noi biruim în numele unui Domn, și numele acestui Domn este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Viața de biruință, viața de prinț, viața de pocăință, viața de copil al lui Dumnezeu, ascultă-mă, nu poți trăi tu cu puterile tale. Că viața mea nu e despre cât de tare și cât de bun sunt eu și cât de magnific, nu oameni buni, e despre cât de puternic e Dumnezeu și ce poate face Dumnezeu dintr-un om, zice Biblia așa. Cine este în Hristos este o făptură nouă. Știți cine o face? Dumnezeu. M-am tot întrebat, dar de ce toate este despre Dumnezeu? Dar de ce să nu facă și omul ceva? Nu, că noi oricum suntem niște ambițioși de ăștia. Mă, să fac și eu. să fac și eu. Eu, zice, eu am făcut. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu are un principiu și ascultați-mă cu atenție. Toate lucrurile din El, prin El și pentru El. Să fi să fie Domnul. Și ultimul lucru pe care vreau să vă zic și apoi încheiam zice Biblia versetul 23, dați-mi voie să vi-l citesc, e așa de frumos. Uitați-vă ce zice Biblia. Aduceți vițelul cel îngreșat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim. Vă pun o întrebare. Când poți sta la masă și să servești masa cu unul care ți-o făcut rău? Când poți să stai la masă cu cineva care, care ți-a făcut rău? Când poți sta la masă și să mănânci cu unul la care îi dat bani împrumut și nu ți mai dat bani? Când? Când poți sta la masă cu cineva care te-a făcut în toate felurile, să o jigni familia, casa, te o te, -a, te -a călcat în picioare și tu să stai la masă cu el, să te bucuri să te vezi. Când, oameni buni? Vă păi spun tot eu, când l-ai iertat. Numai când ierți poți face asta. Numai când ierți poți să stai la masă cu omul care ți-a făcut rău. Știți ce vrea Dumnezeu în ultimul rând să facă cu noi? Știți ce vrea dragostea lui Dumnezeu să facă cu noi în seara asta? Și ascultați-mă cum să ne ierte de toată vina. slăvi să fie Domnul. Ați întrebat vreodată de ce Dumnezeu vrea să ierte? V-ați gândit vreodată de ce Dumnezeu vrea să ierte? Oameni buni, știți ce cred personal și la ce concluzie am ajuns? Dumnezeu ne învață să iertăm. Dumnezeu ne-a iertat, mă scuzați, ca să ne învețe să iertăm. Nu vi se pare că suntem o, o generație? Trăim o vreme în care oamenii nu se mai iartă? Nu vi se pare că uh, ne dorim mai mult răzbunarea decât Mela? Nu vi se pare că se mânăm din ce în ce mai puțin cu Dumnezeu? Mă doare asta, oameni buni. Slujeți cu oamenilor. E prea multă răutate în generația noastră. Sunt prea mulți oameni care nu mai iartă. Prea mulți oameni care se împietrez. Lasă-mă ce trebuie și la ăsta. mă, de, mă, asta n-am eu chef acum. Nu vi se pare că ar trebui să lăsăm dragostea lui Dumnezeu să schimbe ceva în noi. Oameni buni, Hristos ne-a iertat slăvit să fie numele Lui ca să învățăm și noi să iertăm. Ascultați-mă ce vă spun în seara asta. Avem nevoie de iertarea păcatelor. Avem nevoie să ni se ierte păcatele. Primul lucru pentru care aș vrea să-l prezint înaintea voastră, de ce să ni se ierte păcatele? Roman 3 cu 23 zice Biblia așa, că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Știți ce vă doresc, frați, din, 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 din Arad, din Betania, de unde mai sunt? Știți ce vă doresc? Nu să vă terminați casa. A purtat Domnul de grijă de asta. Nu să vă faceți nu știu ce, nu să vă meargă firmele mai bine. Poartă Domnul de grijă, e treaba lui Dumnezeu asta. Te va ajuta Dumnezeu. Și ce vă doresc? Să vă fie iertate păcatele și slava lui Dumnezeu să vă însoțească. Să vadă oamenii din jurul vostru că sunteți diferiți. Să vă întrebe oamenii, bă, da ce cu el? Mă, dar de ce vorbește așa? Dar de, de ce trăiește așa? Ce se întâmplă cu el? Și tu să te uiți la ceea și să spui, nu eu. Slava Lui Dumnezeu care însuțește omul. Știți ce mi se pare că o pierdut generația noastră? Îmi dați voie să vă zic. Și ascultați-mă, vă zic cu toată responsabilitatea. Chiar dacă e ultima oară când predic la dumneavoastră, mi se pare că oamenii au pierdut slava Lui Dumnezeu. Și vă spun de ce. Din pricina păcatului. Pentru că dragostea celor mai mulți se va răci. De ce? Din pricina înmulțirii? Fără de legi. Oameni buni, credeți-mă. Dumnezeu mă aude ce spun în seara asta. Sufăr din cauza asta. Mă înțeapă inima și mă doare inima când văd frații mei că nu se împacă. Stau ore în dormitor și zic, Doamne, ce mai trebuie făcut? Cântăm, suntem o familie unită. Mâinile sus, pe cer. Și așa de tare strigăm și se audă instrumentele. Vă pun o întrebare. Suntem? Suntem? Sunt eu? Simt eu? Îmi pasă mie? De ce e lângă mine? Intru eu în biserică și mă pun numai acolo unde, unde îmi place, ca nu cumva să mă pun lângă unul care nu-l pot ierta. Nu vreți în seara asta să lăsăm dracuțea lui Dumnezeu să ne ierte și apoi noi să experimentăm iertarea? Oameni buni, e vorba de, fa de felul în care reacționăm, e vorba de felul în care ne raportăm la dragostea eternă a lui Dumnezeu. Vă mai spun ceva. Zice Biblia în fapte trei 19. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. Să vi să șteargă, să vi să ierte, cum vreți voi în seara asta, păcatele și să vină de la Domnul vremurile de. Înviorare. V-ați întrebat vreodată de ce nu-s vremuri de înviorare? V-ați întrebat, frate, dar z vremuri de înviorare, da, îți de înviorare, o grămadă de probleme, sute de mesaje în fiecare zi, văd, vremuri de înviorare, da, vremuri de înviorare, frați în pietriți care de-abia așteaptă să se gate biserica să plece acasă, frate, zice, predica de astăzi nu a fost, nu știu cum, da, nu a fost, da, vremuri de înviorare. N-ați vrea să ne cere iertare în seara asta? Dragostea lui Dumnezeu să ne ierte prin sângele lui, prin jertfa de la calvar și să vină vremurile de înviorare? N-ai vrea să ai relația aia autentică cu Dumnezeu? Ascultă-mă ce-ți spun. Într-o zi ne va părea rău că n-am trăit așa. Am întâlnit un om de 80 și ceva de ani a morții, cu trei săptămâni să moară înainte, conducător de biserică, toată viața lui l-o slujit pe Dumnezeu. Ori de câte ori treceam pe la bistrița pe la el, ori de câte ori veneam de la Suceava sau de unde veneam, mă băgam pe la el la o rugăciune și într-o zi am trecut, un an și ceva n-am mai trecut și pe aia am trecut dintr-o dată pe la el. Fără păr în cap, 40 de chile, scaun cu rotire, cancer. Știți ce mi-a zis omul ăsta? N-am cum să uit. Frate Bogdan, nu-mi pare rău că mor, eu știu unde mă duc. Nu-mi pare rău. Dar știi ce vreau? Vreau pentru copiii ăștia mei care am să trăiască cum am trăit eu. Și dacă îmi pare rău ceva înaintea morții, îmi pare rău că viața mea n-am trăit-o mai aproape și mai autentic cu Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun, dragii mei, suntem o generație de oameni complicați. Cred asta. Dar știți ce știu? Știu că seara asta, dragostea lui Dumnezeu ne poate schimba. Dragostea lui Dumnezeu ne poate transforma. Și închei cu ultimul verset pe care am vrut să vi-l spun. Roman 6 cu 23. Fiindcă plata păcatului este Moartea. Oameni dragi care ați venit pentru prima dată aici, aș vrea să, să împărtășesc un, un, un gând cu voi. Dacă ar fi durat atât versetul, dacă s-ar fi terminat versetul atât, fiindcă plata păcatului este moartea, eu astăzi n-aș fi putut predica. Eu astăzi n-aș fi putut să vă spun niște cuvinte. Eu astăzi n-aș fi putut să vă zic absolut nimic. Eu astăzi nu, -a, nu m-aș fi ridicat înaintea voastră pentru că ce să vin? Cu un mesaj de acuzare, ce să vă spun? Plata păcatului este moartea, să vă cert? Nu, 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 nu! Știți unde i dragostea lui Dumnezeu? Dragostea lui Dumnezeu că după cuvintele astea nu-i punct, e o virgulă, oameni buni. Citiți acasă în Biblie și vedeți că e o virgulă și scrie așa, dar... Darul fără plată este viața veșnică în Isus Hristos. Vă întreb în seara asta. Nu vreți să experimentăm dragostea lui Dumnezeu? Nu vreți să-L lăsăm pe Dumnezeu să vină cu dragostea Lui? Dar ascultați-mă! Dragostea Lui Dumnezeu personală pe care vrea pentru tine și pentru mine să o reverse. Stă în spatele unei rugăciuni. Stă în spatele unei afirmații. Doamne, am păcătuit. Încheiem. Am fost în Franța, la Paris, de ceva timp, foarte puțin. Și-a venit la sfârșit un tânăr la mine și-a zis, frate Bogdan, dă voie să-ți spun o mărturie, o zis. Îmi dai voie să-ți spun o mărturie că o zis, o spui la frați să ajute pe frați. Și-am zis, te ascult. O zis, vin de la de mic, zice, vin cu părinții, m-au adus la cerșit, o zis, la, la cerșit părinții. M-au plimbat părinții mei prin toate, prin toate gările, au zis. O zis, frate Bogdan, mă duceau cum mă duceau, să stârnezi mie la oamenilor. La 12 ani m-a prins poliția și m-a băgat în într-un orfelinat. La 18 ani, o zis, am fost prima dată la biserică. M-am împăcat cu Hristos. am botezat. Trăiesc scoase de viață. Dar zice, cu o lună de zile în urmă am pățit un lucru care mi-o frânte inima. Și ascultați acum. Am aflat că mama mea este în Franța din nou la cerșit. Este muș pe frații. Cu frații mei mai mici. Tu, Bogdan, am făcut rost de numărul ei de telefon, mi-a explicat cum, nu mai intru în detalii. Și am trimis un mesaj și i-am zis atât, mamei, te rog frumos, lasă-mă când pleci acasă, că mi-aduc aminte când eram mic și mergeai cu mine, plecai cu bagaje, cu autocar. Te rog frumos când pleci la autocar. Lasă-mă, te rog, numai să vin să scar bagajele. Vreau să te văd. Și mai că să-i trimis un mesaj înapoi și eu zis, să vedem. Și i-a zis, frate Bogdan, i mai trimis un mesaj. Și am scris așa, mami, Pot să te sun două minute. Și au zis mami, eu citit mesajul. Și de atunci nu mi-a mai răspuns. O zis Bogdan, dacă mi-aș fi dorit ceva, nu m să o mai văd. O zis, nu știam cu ce autocar plec. M-aș fi dus să stau undeva, pe un, pe un colț undeva. Nu m-a să o văd, o zis Bogdan. Dar Bogdan, vreau să spui oamenilor cărora le vei spune mărturia mea ceva. Chiar dacă nu mi-au permis să mă duc să iau bagajele și să, să duc bagajele la, la, autobuz acolo, la el, autocar. Chiar dacă am trimis și ultimul mesaj pe care eu l-am către mama mea, îi păi, mami te pot suna două minute și nu mi-au dat voie să sun. Bogdan, vreau să spun ceva. Am iertat-o. Și o iubesc. Știi de ce am iertat-o, spus ea? Pentru că am 21 de ani și la 18 ani pe mine m-a iertat Hristos. Într-o zi când am ieșit din orfelinatul de copii cu păcate peste mine, cu probleme, Hristos m-a eliberat, mi-a dat o haină nouă, mi-a dat jos haina aia, veche. Bogdan, Hristos nu numai că mi-a dat haina, m-a ajutat să trăiesc. Bogdan, eu nu mai trăiesc în păcat. L-am întrebat pe păstorul lor și am zis, l-am întrebat pe fratele păstor și am spus, bă, vă rog frumos, spuneți-mi despre proncul ăsta. O zis, Bogdan, este unul dintre oamenii care nu lipsește de la adunare. Wow! Wow! De ce? Că Dumnezeu schimbă vieți. Zis, Bogdan, când am gustat adevărata iertare, am înțeles ceva. Eu trebuie să iert. Zice, acum aștept să plec. Într-o zi voi pleca. Dați-mi voie să vă întreb înainte de rugăciune un lucru important. Îmi place să-i întreb pe oameni de ce vreți să ajungeți în cer. De ce? Și am răspunsuri. Frate, stăți de aur. așa e, așa zice Biblia. Frate, cetăți. așa e, așa zice Biblia. Frate, scununi. Da, așa zice Biblia. Știți care vreau să fie motivația dumneavoastră pentru a ajunge în cer? Știți care e motivația mea de ani de zile? Nu pentru străzi, nu pentru cetăți, nu pentru cunoni, ci pentru el. Să fii cu Dumnezeu. În seara asta vreau să ne rugăm, vă invit să ne ridicăm în picioare. Dați-mi voi, vă rog, în seara asta să pun o întrebare. Și vreau să vă rog, Promit că mai mult de 40 de secunde nu vă țin cu ochii închiși. Vă rog, închideți ochii pentru câteva momente. Pentru că în seara asta e vorba despre liberul arbitru. Ascultați-mă. Dumnezeu nu te obligă. Și eu țin ochii încheși. Vă rog, țineți ochii încheși pentru câteva secunde. Și pun o întrebare, ca apoi o să ne rugăm. Există cineva în seara asta care își dă seama că Dumnezeu chiar l-a iubit. Că Dumnezeu a făcut totul pentru el. Și viața lui nu a bătut cu adevăr. Și vrea în seara asta Dumnezeu să reverse dragostea lui adevărată peste el. Dacă există cineva, vă rog ridicați o mână să vă vadă Dumnezeu. Doar Dumnezeu să vadă mâinile ridicate. Lăsați-le jos. Vreau în seara asta să ne rugăm cu toții. Vreau în seara asta să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, vreau să te atingi de mine. Te rog, dragostea ta cea mare, dragostea ta imensă, dragostea ta de Dumnezeu, nu vreau să fie dragostea generală, ci vreau să-mi cer iertare în seara asta. Vreau să spun împreună cu tine în seara asta, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să fiu chemat, fiul tău. Oameni buni, e cea mai frumoasă rugăciune pe care o putem face în seara asta. E cea mai frumoasă rugăciune pe care te invit în seara asta să o faci. Și dacă vrei, și dacă crezi că Dumnezeu te iubește, și dacă vrei să simți dragostea personală a lui Dumnezeu, dacă vrei să-l lași pe Dumnezeu în seara asta să te prindă în brațe, dar cum prinde, domnul Bogdan, Dumnezeu în brațe, ascultați-mă. Dumnezeu știe să prindă în brațe. Am dormit și închei cu asta la un frate, la o familie săptămâna trecută. Oameni buni, mi-a povestit sora aceasta cum stătea la terapie intensivă cu pruncul ei de 5 ani mort. Și au zis, Bogdan îl ținea mort trei ore, mor lăsat doctorii să stau cu el în brațe. Și ascultați, lacrimi nu mai aveam să plâng am simțit două brațe cum mă iau în brațe și mă țin în brațe. Am crezut că e soțul. Am crezut că e tatăl Și o frate Bogdan. Așa cum plângeam acolo, fără lacrimi, m-am uitat. Știi cine era? Dumnezeu. În seara asta, mă rog, Duhului Sfânt să te atingă, să te facă să te gândești serios. Omule bun, Dumnezeu te iubește. Haideți să ne rugăm.